E greu să vorbești. A trecut ceva vreme de atunci, dar îți mulțumesc că o faci aici, pentru că aici ești chiar într-un mediu protejat. Adică știu, noi nu alergăm după rating, după cine știe ce alte scopuri, și atunci o să te rog să spui doar cât poți să spui, știi? Însă stai să te gândești după ce pătești așa ceva, dar cât de real e vorba, dom'le, totul se întâmplă cu un scop. Care a fost scopul acestor lucruri pe care tu le-ai avut de îndurat din viața ta încă de la 2 ani și până acum, știi? Poate că ești ce ești acum mie din cauza sau datorită acestor, nu știu ce termen să folosești, acestor încercări pe care le-ai avut de trecut. Dar... Bă, mie chestia asta mi-a pus capac, adică te lasă tatu, te lasă maica, te lasă nevasta, te lasă, știi? Aveai deja drama abandonului, dar eu nu știam ce înseamnă exact. Adică eu băgam supreș, făceam glume, nu știu ce, lăsați-mă cu terapia, cu nu știu ce. N-am probleme, sunt moldovean, beau un șpriț, mergem mai departe. Da. Lăsați-mă, plâng ăia slad, hai bă, terminați prostile astea, râdem. Asta a fost și întrebarea, bă, dacă a trecut peste ce a fost mai greu, copilărie grea, adolescență grea. Aici de ce ai avut nevoie de ajutor de specialitate? Bă, pentru că aici am înțeles exact ce s-a întâmplat. Știi, eram prea mic atunci, eram prea mic după aia când cu maică-mea. Adică eu am fost prea mic în tot timpul ăsta cât erai abandonat și așa. Acum tu erai deja adult. Întâmplarea a făcut în felul următor. Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Eu nu m-am dus la terapie ca să văd care-i treaba cu mine și nu știu ce. Nu! Eu m-am dus la terapie să o ajut pe ea. Ca să înțeleg ce îi se întâmplă și să pot să fiu alături de ea și să pot... Ați făcut de cuplu? Nu, am făcut și două chestii, dar mult mai târziu. Dar eu inițial am zis, ok, depresie, întuneric, haos, nu știu ce, bă, fii atent, ca să înțeleg și să prin ce treci și așa, mă duc, prima oară mă duc eu la deci terapie. Deci tu ai găsit-o așa schimbată când te-ai întors? Da. Schimbată radical? Semi, după aia s-a dus din ce în ce mai așa. Și așa m-am dus. Eu m-am dus acolo și am zis, salut, eu sunt Cătălin, el a zis, salut, sunt Alex Bușilă, ce vrei să vorbim? Cum? Livia a acceptat. Da, întâi a ajutorul așa, ăsta acum. Tu te duci, mă, tu la terapie? Da, du-te, mă, deci. Dacă zic, m-am dus. Și nu că m-am dus, m-am ținut, m-am dus, am luat toate cărțile, am început să citesc, nu știu ce. Și era surprinzător pentru omul de lângă mine. Acum când dau lucrurile înapoi, era așa. Bă, eu îi spun lui ăsta ce am, ăsta s-ar putea să se sperie, ăsta s-ar putea să la un moment dat în 2-3 luni de zile se apucă de băut, poate mă și înșeală. Eu zic, ia uite nenorocitul, m-a și înșelat, m-a și n-a fost alături de mine, normal că-l las. Dacă tu ți-o se duce la terapie, înțelegi? Deci tu am înțeles. Înțelegi? Da. Și era tot așa, era bă, da. Nu oferea niciun cârlic de care să agațe. Da, niciun motiv de așa. Tu te duci acolo, îl începi să lucrezi, descoperi lucruri despre tine, pentru că am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. Am început, eu inițial așa m-am dus la terapie. Da, inițial m-am dus la terapie și am zis, hai să vedem ce e în neregulă cu mine. Ce îți reproșai? Îmi reproșam că n-am fost mai atent, îmi reproșam că... Tu nu ai fost atent? Da. Mi-am reproșat că poate n-am fost destul de bărbat, sau nu, mi-am reproșat că n-am fost deloc bărbat în tot timpul relației, a fost mai mult copil decât bărbat. Mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă, comedian și care tot timpul încearcă să-și facă soția să râdă și n-am fost poate profund uneori. Mi-am reproșat că uneori nu mi-am dat seama de anumite semnale și poate nu le-am văzut. Asta vorbeam noi, bă, poate ea avea alte așteptări, poate avea alte dorințe pe care tu nu le-ai înțeles, știi? Îți tot spuneam pe la începuturile colaborării noastre, în primii ani. Bă, sunteți tineri, nu plecați pe nicăieri, știi, când îți spuneam eu, bă, ieșiți, vedeți lumea, ai bani, te-a ajutat Dumnezeu să treci peste hopuri, știi? Am și ai mers. O soție pe care o iubești frumoasă, am și eu, mers, săraca, mie încă apropiată, că... Am și mers, ne-am luat și poate casă, că n-ai, poate că ne-am luat alte... și tot, da. Adică era așa, erau priorități. Hai să luăm casa acum, pentru că suntem încă tineri, avem 30 de ani, până în 30 de ani, ne luăm casa și după aia călătorim. Și am început să călătorim, am fost și acolo, și acolo, și Maldive, și Revelioane, exact. Și să mai ia, și nu știu ce. Deschide club pe Victorie, fă-ți afaceri, fă nu știu ce. Adică lucrurile se întâmplau, creșteau, adică frumos, lucrurile se duceau cum trebuie. Și le făceai pentru amândoi până la urmă. Pentru amândoi, exact, pentru amândoi. Ce n-am înțeles eu în anul ăsta? Eu m-am dus să văd ce am eu. Te lasă tatu, bă, da, ce ai tu la un an și 7 luni? Ți-au găsit ceva și ție? Jurat, adică, știi? Ți-au găsit ceva și ție? Mie cine? Psihologul? De seama că mi-a găsit, adică mi-a găsit multă frică acolo, mi-a găsit multă lașitate, mi-a găsit drama abandonului care era ce ești nebun la cap. Eu făceam orice ca să nu mă lași. Mi-a găsit perfecționism. Eu niciodată n-am luat premiul 2. Niciodată în viața asta n-am luat premiul 2. Eu tot timpul trebuia să fac, să iau premiul 1, să iau premiul 2. Eu dacă alerg în Herăstrău și îl văd pe unul care alergă în fața mea, mă resp
pasul, deși sunt obosit, doar ca să-l întrec. Mm. Și o fac instinctiv. Deși cu mașina merge încet. Deși cu mașina merge încet, că țin la ea. Că nu pot să fac accident. Da, da, știi? Da. Și tot deci așa, ai adică făcut orice multe... să nu rămâi singur. Mm? Ai fi făcut orice să nu rămâi singur. Din cauza rănii de abandon. Da. Dar eu nu știam. Eu nu știam că e asta. Da, normal, că nu conștientizezi. Tu faci lucruri pentru că e omul de lângă tine, pentru că îl iubești pe omul lângă tine, pentru că te-ai însurat cu omul de lângă tine, pentru că vrei să faci o familie. Și acum vrei... ai început să lucrezi la această rană de abandon prin terapie, pentru că vei atrage în viața ta oameni care nu vor mai... S-a diminuat considerabil. Nu te vor mai face să-ți fie frică de această rană. Considerabil, considerabil. Mm. Având în vedere că am făcut sărbătorile singur anul trecut și Revelion și Crăciun, prima oară în viața mea și să stau singur și așa, pe am început să experimentez lucruri singur și așa, am început să vorbesc la terapie despre tot ce înseamnă drama abandonului și nu știu ce. Culmea că eu, fără să vreau, i-am găsit explicația tatălui meu. Fără să vreau. Știi cum? Deci eu eram, bă, dacă eu sunt atât de haos și atât de tare mă doare ce mi se întâmplă și mie acum îmi vine să-mi iau câmpii, să mă izbesc în primul pom, să mă duc să nu mă mai întorc niciodată, cu toate informațiile, cu toți banii pe care am, cu toți psihologii, cu tot, mie dacă îmi vine, păi eu la ce să-i cer, mă, la 22 de ani? Că nu era atâta informație, nu erau toate chestiile. Ăla a avut probleme la 22 de ani și el n-a mai ținut cont de mine. S-a speriat. El s-a speriat și a plecat. El n-a mai ținut cont de mine. El n-avea legătură cu mine. Eram o găldeață care desena... Care îl speria. Avea legătură. Adică tu îl speriai prin apariție. Îl speria toată conjuntura. În momentul în care ai găsit explicația tatălui tău, a fost momentul în care l-ai și iertat? Nu pot să zic că l-am iertat. Am acceptat situația. Da, nu prea e de iertat. Am acceptat situația. N-ai cum să iertă așa ceva. Da. Și speriatul ăsta are o limită. Da, nu, adică nu ne speriem. Sunt lucruri triste care se întâmplă în lumea asta. Nu, și da, e adevărat, paralela e foarte bună. Atunci, la țară, la Botoșani. Tind la... să-l înțelegi. Mamă, te-ai trezit cu un copil. Bă, fug, tată, că n-am, nu știu ce să... Bine, exact. Doamne ferește, nu ia ta normal. Gândește că tu n-ai venit din fructul iubirii a doi... Da, a fost o aventură. Tu ai fost o greșeală. O aventură, ceva. Un avort nereușit. Înțelegi, tu a fost, pentru că m-am adus aminte lucruri și așa. Tu ai fost o greșeală. Tu ai fost atât de încăpățânat să ieși, știi? Să trăiești... N-ai fost dorit, da. N-am fost dorit. Ei, și de aici încolo încep să discuți un an și ceva, de aici încolo vine și chestia asta de a face lucruri, de a îți iei casă, să faci, uite, stand-up, bani, televiziune, să demonstrezi că nu te-ai născut degeaba, drag. Dar eu nu gândeam așa. La mine era, asta să faci. Așa era firescul tău. Așa e firescul să faci, înțelegi? Da. Îți faci cea mai frumoasă poveste de iubire, să respecti soția până la moarte. Nu că nu înșeli, respingi înșelatul, tu mă cunoști. Da. Adică, și îți faci în jurul valorilor tare, hașurezi incredibil de tare. Dai cu artificii, știi? Așa a fost să fie. Acum, ce, dacă o fi ceva bun din asta... Treaba abandonului la mine s-a redus considerabil din moment... Ok, îmi pasă dacă mă lași. Nu zic că nu-mi pasă dacă normal, mă lași. Normal. Dar dacă mă lași, nu mai mor. A revenit la valori ale unui om normal. Da. Mi-am dat seama, exact cum a zis și Bușilă, psihologul, exact așa a zis. Știi ce s-a întâmplat cu tine? Ce? Ți-ai dat seama că nu se moare din asta. Da. Pentru că eu că prima mea chestie când am aflat de divorț a fost așa. Eram atac de panică acolo în cabinet și a zis, o să mor? Și a zis, nu. Că totul trece până la urmă. Este... Totul trece, e schimbător, da. Capul tău, totul era aici. Și vreodată mai poți să mai ai încredere în vreun om? Da. Și spun și de ce, oamenii care au fost alături în perioada asta, alături de mine, absolut fantastici, și Cortea, și Micuțul, și Călin, și absolut fantastici, și prieteni, cum e Mihnea, cum e Hedu, cu așa, Conovaru, absolut fantastici. Oameni care au fost, și crede-mă că am fost o moară stricată la un moment dat, știi, pe cine prindeam? Da, ei au fost lângă tine. Am fost mai mulți, au fost oameni lângă tine. Nu te asasinam, dar cei care, au dus greu, că așa se întâmplă. Cei care stau zi de zi cu tine. Da. O clipă nu mi-a zis unul că, singura chestie care m-a enervat la un moment dat era, când îți refaci tu viața? Hai, femei. Dorința dată scoate. Știu, oameni o să mai poți să ai încredere în femei, poți să mai ai încredere. Da. De ce femeile nu sunt și ele oameni? Nu pot. Da, nu, pe mine mă enerva chestia asta atunci cu hai. Și ceva, bă, băieți, hai să fac o analogie. Eu eram pe munte cu Delia Matache, da? Că ai văzut că escaladează unde prinde, escaladează. De exact. Așa. Eu eram cu Delia Matache pe munte și cu bărbatul. Și Delia zice, bă, ăla-i Bordea călcat de tir? Cam așa de surprins am fost eu tot ce s-a întâmplat. M-a călcat tirul pe munte. Da. N-avea ce să caute tirul acolo. Așa e, știi? Da. Și tu fiind jos,
Venea Delia Mazar care făcea, hai, ridică-te, ridică-te, că avem de făcut dragoste cu femei. Și eu, bă, tu nu vezi că a venit tirul pe munte? Da. Dar tot ce s-a întâmplat din partea lor venea dintr-o chestie bună. Adică venea da, să te scoată din tică, da. Vorbeam pe la Untold. Bă, unde, nu să spune că n-ai avut succes. Adică, din contră, l-am găsit într-o grămadă de femei. Zic, bravo, mă, ți-ai revenit. Nu, acolo a fost și haos. Mi-a zis, știi că nu sunt așa. Și zic, a, nu și-a revenit. Nu. Eu eram așa, dar de ce faci asta? Adică care-i treaba cu tine? Adică de ce? Tu crezi că meriți ceva mai bun. Eu sunt rănit, tu vezi că sunt rănit. Eu am o crăpătură mare din care iese lavă. Tu vezi asta? Și-a făcea, nu te înțeleg, dar îmi place. Probabil că e perioada în care tu simți nevoia să fii tu cu tine acum, nu? Și... Da, n-apela relația pansament. Ce faci în weekendul de întâi? Hai simt building cu mine, Da, trecerea asta a fost importantă numai un an. Mi-aduc aminte și cred că nu e foarte intim momentul sau episodul în care povesteai despre Crăciunul de anul trecut, cum încercai să folosești sărbătoarea sensibilizând-o și încercând să repara tot. Ai umblat cu un brăduț în portbagaj. Da, am găsit, aia a fost o chestie, tu mă cunoști pe mine, eu am de astea de romantic prost. Da, mi-a plăcut așa, mi-era ciudă, dar pe tine... Am găsit, am intrat în magazin să iau, nu mai știu ce trebuie să cumpăr, și am văzut un brăduț, cel mai handicapat brăduț, cel mai căzut pe jos, așa, și l-am luat, i-am pus o instalație de aia mică, așa, și l-am pus în spate, adică l-am pus bancheta din spate la mașină, și ea, fiind, era plecată atunci, nu stăteam împreună, m-am gândit că iau un cadou de Moș Crăciun și cumva îi aduc brăduțul după ea, știi? Și să nu fie brăduț, să fie brăduțul ăla puțin chircit, așa cum e situația acum, să știi? Da, nu ceva fastuos. Nu mă mândresc cu aceste chestii, că ăștia păi n-au noroc. Ăștia care umblă cu brăduțul după ei prin București. Da. Nu ți-a deschis, nu? Cum? Nu ți-a deschis. Nu, a venit jos, l-a văzut, da, a fost un moment emoționant, adică a fost chiar drăguț, adică nu, n-am regretat. Am umblat cu brăduțul. Eu am stat sărbătorile astea, după ce am început eu cu asta, cu terapia și așa, gândește că o perioadă de câteva luni de zile n-am băut absolut loc, pentru că am vrut... Deși trebuia să promovezi vinul tău. Deși trebuia să, da, și-s moldovean. Adică. Da. Aici, serios vorbind, era foarte ușor să aluneci în panta asta, pentru foarte că ușor. E cea mai la îndemână soluție să și ți-ar fi și exacerbat uiți. Toate sentimentele. Greșită, cea mai la îndemână soluție greșită. Da. Să uită probleme. Cea mai la îndemână pentru el era meseria. Da. Mulți se refugiază în alcool. Pentru toți cei care au problemele astea, sunt să se refugieze în ceea ce fac ei și ceea ce le face plăcere. Și dacă reușești, uite cum ai reușit, tu ai făcut niște lucruri extraordinare într-un timp foarte scurt și ceea ce e o paralelă cu ce mi s-a întâmplat și mie. Tot într-un timp foarte scurt am reușit lucruri extraordinare. Nu știu dacă coincidență sau te concentrezi mai tare pe lucrurile alea, dar îți iese ceva. Mm. Și atunci e foarte tare. Tu consider încheiată? Ești vindecat total? Nu. No. Adică ai pus punct? Sub nicio formă. Nu? Mai am o grămadă de lucru. Mai am demoni, mai am furie. Nu l-ai tăi din trecut. Legat de povestea asta, e închisă, poți să... Ce ți-ar mai trebui ca să zici, gata, mă, sunt împăcat cu tot? O detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu în momentul ăsta sunt ca în recuperare după o dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când... Când te-a părăsit dealerul, pentru alți drogați. Te întreb direct, dacă ar veni la tine și s-ar pica în genunchi, ți-ar cere iertare, s-ar căi... Nu pot să răspund la întrebarea. Nu pot să răspund la întrebarea asta pentru că nu știu. Înseamnă că nu ești vindecat. Tocmai. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Adică... Deci ai putea, există și posibilitatea... Ai răspuns. Să o primești înapoi. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni, care în continuu îmi fac portretul din urmă. Bă, tu despre cine vorbești? Despre asta, care asta, care asta, care asta? A, da, ai dreptate. Da, pentru că ai tendința să uiți. Nu că să uiți, să...
Știi? Uiți. În continuare, da, spui nu știu cât de ochi. Ok, da. Nici să ți-o prezinte așa. Că până la urmă sunt situații de viață, știi, noi acum ascultăm varianta ta, foarte apropiată de adevăr. Nu știm varianta ei, de ce s-a comportat așa, nu știm de ce s-a transformat peste noapte. Adică trebuie să îi lăsăm și ei o parte din poveste pe care probabil că nu o să ne-o spună niciodată și nici nu are, Doamne ferește, nici nu e obligată. Dar nici nu e frumos să ți-o zugrăvească doar în negru, uite, bă, nu, că, dar nu că tu ai iubit omul ăla, știi? Nu, 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 stai, ascultă-mă, da. Nimeni nu jignește, crede-mă că nimeni n-a jignit-o. Îți prezintă situația, adică sunt, sunt anumite întâmplări. Uite, ce ai trecut, ce ai suferit. Întâmplarea aia, tu mai ții minte întâmplarea aia, vezi că tu vorbești despre omul care a fost în întâmplarea aia. Da, 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 dacă îmi spui așa. Dar de ce uiți? Nu uiți. Vrei să uiți? Da, nu, nu, nu uiți. E o... Se, da, înțeleg. Se mai rotunjesc asperitățile. Ai iubit prea mult omul ăla, știi? Ai iubit prea mult omul ăla și cred că dacă erau mai mulți ani de certuri, de chestii, de du-te vino, de să ți se ia la un moment dat, să nu știu ce... Da, dar tine nu s-a tocit iubirea asta. Dar poate zic, pe mine m-a lovit tirul pe munte. Da, corect. Recuperarea e una și șocul mental e alta, ci căuta tirul pe munte, înțelegi? Da, da, înțeleg. Adică la mine e stai până se așează, până nu știu ce. Eu acum te lucrez la mine, practic, adică asta e singura chestie. Ei ca ei treaba lor ce fac, nu știu. Eu te lucrez la mine să nu încep dau foc la mașini pe stradă sau mai știu ce. Da. Sau să nu mă duc în partea asta a vicilor sau așa, să mă păstrez cât mai în prezent. Dar uite, vezi, nu pot să răspund la întrebarea asta. Dar probabil că în momentul în care să fii complet vindecat, nu să ți-o mai dorești. Sigur. Când o să fii bine tu cu tine, sigur, da, nu o să mai poți să o privești așa. Sigur, probabil. Sigur. Și trebuie să se întâmple cât mai curând, pentru că nu poți trăi ani de zile. Nici nu plănuiesc, crede-mă. Da, da, crede-mă. Contorul începe din ziua... Nu o să se întâmple să ai pe altcineva. Se întâmple vindecarea ta totală, la asta mă refer. Contorul începe din ziua când eu nu cred în contoare și în astea. Nu, deci... ok, există niște asemănări între cazuri. Nu, adică trebuie dar timpul... Da, depinde de firea ta cum ești. Știi? Unde o fire sensibilă, că tu ești o fire de artist, o fire sensibilă. Nu uităm, ai restaurat icoane. Na, și cu ce m-a ajutat? Cu ce m-a... Am ceva de la... Am, da, nu, ai. glumesc, nu te mai agi... Glumesc, alo. Să nu spui mai rău, da, 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 nu, glumim, suntem la... Uite-ți de la capac. Deci tu ești o fire mai sensibilă care să vindecă, dacă ăsta e cuvântul potrivit, vindecare, mai greu. Alții păi, și prima oară mi se întâmplă așa ceva. Acum, la a doua, o să fiu mult mai pregătit. Da, iertați-mă și pe mine, dar... Nici tu nu vrei să zici asta. De la a doua încolo să-ți placă. Nici măcar în glumă să zici. Dar știi că notărița chiar a făcut o glumă de cabană, dar eu am râs și a râs. Doar noi doi am râs. La următoarea vezi că îți fac reducere, ca așa. Bună. Doamna Alexandra. Ce a zis bunica ta? Bunica mea nici nu pot să reproduc la televizor ce a zis. Livia, intrase foarte bine în familie. Familia cât e familia ta, mă rog? Era iubită, era acceptată. Având în vedere că... erai acceptat de către ai ei. Adică ați fost uniți și tu cu socrii. Foarte. Da, ta zic, a fost o relație ok. Ce au zis oamenii? Bă, bunic mi-are încă gândirea aia de la țară, care hai, las că, bă, un drac mort, asta a ținut-o în viață. O casă nouă, nu știu ce. Asta a ținut-o în viață, sărat. Ai văzut o rață necată și Moldova, nu știu ce. Zicale de-ale. Și acum bunic mi-a, bine, a zis-o foarte drăguț, că, bă, având în vedere că măta a fost cu a fost 5 căsnicii, unchi tu 3, tu una. Mai ai, să ia grijă. Stricai media. Bă, telefonul, ce zis, mă? Ești majoretă pe lângă restul din familia asta. Doamne, fete. Și eu ce vrei să zic? Că am epuizat toate alea bune pe măta și pe... toate zicalele alea bune făcea. Nu merge nicio zicală bună. Asta zic. Am experiență. Asta zic. Da. Dar ei știi că ești în urmă. Da, da. Și cu a ei tu mai vorbești? Nu. N-am mai făcut. Nu. Nici nu știu, adică... Dar ai avut o discuție cu ei? Nu. Păi n-au oameni, ce vină oamenii sărăci? Nu știu, că după cred că nici ei sărăci nu știu ce să zică. Ce pot să zic? Ție, cumva. Nu am vorbit absolut și deloc la... Și e fata lor, e normal să o susțină orice ar face. Bineînțeles. Într-adevăr, nu, am întrebat degeaba. O discuție de genul ăsta n-are rost. N-ai ce să vorbești. Nu repară nimic. Singura chestie pe care l-am zis-o la un moment dat, te zic, bă,
cum am iubit-o pe femeia asta, am iubit și pe voi ca pe părinții mei. Adică dacă aveți nevoie de vreodată de ceva, spuneți-mi că nu sunt... Cât îmi spuneai tu de Socrates, adică știi că povesteai de Socrates. Ce mișto te înțelegi. Foarte, da. foarte. Și aici pot să confirm. Da, că nu e. Și o să le mulțumesc, întotdeauna o să le mulțumesc că m-a primit în familia aia, m-a primit atât de minunat și atât de mișto. Și avem niște amintiri absolut minunate. Le spuneam tată și mamă și m-au iubit, am simțit că mă iubesc, adică nu, știi, și am trăit Crăciunul și am trăit Pașturi pe care nu le-am avut acasă, cu ei. Și mi-au fost și tată și mamă și mi-au creat niște amintiri extraordinare, pentru că eu înainte respingeam orice însemna sărbătoare, orice însemna pom de Crăciun. Ei au reușit să facă asta pentru mine și o să le mulțumesc toată viața.